Și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici lume la un nou episod din seria noastră de The Walking Dead alături de gameplay. Ce frumos te-ai auzit. Deci, episodul anterior, A New Day, practic, Cosmin, am început toată distracția asta cu zombie și astăzi o să continuăm cu episodul numărul 2. M-am hotărât că cel mai bine ar fi să filmăm un episod pe clip, pentru că după ce le împărțim se pierde puțin din poveste și cred că așa ar fi cel mai bine. Așa că astea o să fie niște videoclipuri extra lungi, Cosmin. În sfârșit, clipuri foarte lungi. O să mai încerc să tai. Episodul anterior n-a fost foarte mult de tăiat, dar dacă e așa ceva în care ne învârtim așa 20 de minute în cerc și nu ne dăm seama ce trebuie să facem, merge un cut acolo. Dar haideți să vedem, oameni buni, ce se va întâmpla. Din ce țin eu minte, Cosmin, eram blocați în acel store, nu-i așa? Și eram în orășelul ăsta în care, bă, a copilărit ăsta protagonistul în... Stai să ne faci acum rezumat scut. Practic trebuia să mergem la închisoare pentru vântul droguri și a început apocalipsa. Și n-am mai ajuns la închisoare. Și n-am întâlnit cu o fetiță. Și am luat-o cu noi. Am dat și sunetul puțin mai tare, că mi-a spus că se auzea cam încet. Ok, Carly, you'll shift in with Doug when he needs it. You got it, boss. Suntem în acest mic orășel care e cam infestat. Și ăsta e Kyomb. Ăsta e foarte Kyomb. Da, după aia am avut alegerea între... Parcă fata asta, Cosmin, sau cealaltă fată și ăla. Și am ales fata. Ah, nu, am ajuns la motel. În episodul, fix la final, am scăpat din chestia aia cumva prin magie și am ajuns aici la motel. Da. Și practic, în funcție de ce zicem, se schimbă povestea. Deci nu o să mai vedem nimic de la ăla care se pricepea cu calculatoarele, că l-am lăsat să moară. Bine, nu neapărat l-am lăsat să moară, că trebuia să alegem unul dintre cei doi. Cred că oricum murea. Bă, și fata s-ar putea oricum să moară, dar nu știm. Gagica e mai importantă. Da, cu simt, fetele peste prieteni, mindset. Hai să puzi, nu fuzi, vremea puli trece. Corect. Ne norocim și noi un zombie. Corect. Și noi suntem aici la o pădure. Păi da, cu femeia la pădure. Nu, cu... Oh, nu. Nu cu asta, vreau cu femeia. Asta cine e? Nu știu, l-am mai văzut până acum, mă? Nu. Sper că n-am dat așa skip la ceva, dar nu cred. Bă, sper că e așa ca la filme, că-ți da așa un preview din mijloc, nu că am dat skip peste ceva. No kidding. No cap. Am plecat la vânagin. Și cine e ăsta, mă? Și ce vână, mă? Iepuri? Iepuri zombie? Eu zi-a luat din rația lui aia. Well managed. Optimism! You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Lily knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's gotta miss a meal. Copilul. Mare copilul de foame. Kenny era copilul ăla? Nu știu. Kenny. Sau nu, era adult. Mai important un adult, gen. Bă, corect, pentru că adultul se poate lupta acum, copilul se poate lupta așa în 10 ani. Dar nu o să ne abandoneze. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal anyway? Larry era ăla care a făcut infarct? Nu mai țin minte. Bă, dar nu știu, mă, zici că am dat așa skip la ceva ce nu trebuia. Bă, putem să fim rău cu el, dar ai văzut și tu că e cam cu capul. I know Lily. She can take care of herself. He needs to take that energy and put it towards finding us some more food. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. Da, cu aici, dacă se enervează puțin face atac de cord. E foarte forță omul ăla. Face... Astile! Cioară!
Oh, pasăre neagră, scuze. Piorică. Pasăre neagră. 2023. Huh. Te rog frumos. Cuvântul cu N. Shoot it! Cioară, mâncăm cioară. Ia. A ratat-o și acum. Shit, was that Kenny? I don't know. Come on. Ce era gol Kenny mâncat de zombie. Ma, deci noi am salvat, deci eu pare că Kenny era la fermier și noi am salvat fiul. Atunci când erau să mănânce zombie pe tractor. Da, asta e problema când joci așa un joc poveste și durează așa două săptămâni. Mă, ce? I-au pus capcane copii. Nu e o capcană de... animale? E o capcană gen de burși, cred. De burși. We barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Who rated you care? Dar știu l-am călcat fix în capcană. Please, we won't bother you, I swear. Lee, this is fucked up. We've gotta help. Please. Men, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. Nu, de fapt. Was he beaten? Bitten? No, I swear. Hurry, please, hurry! Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Cosmin, ce zici? Tăi în piciorul sau... lanțul? Piciorul. Hai să-i tăi în piciorul. Dar n-ai cum, că e, oricum dacă îi tai lanțul, gen, el rămâne... Trebuie să-l iau unul în spate și merg așa încet până la... Și cu aia... Bă, omule, îmi pare rău, dar cineva trebuia să o facă. Nu vrea. Bă. Cam violent. A murit. Cum adică m-a murit? I-am putut în piciorul și aia merge în cârje toată viața, dar măcar nu e mort. Bă, ce față tristă are Lee, dar normal, că ce naiba. Lee. Mamă, cozi. Nu spune că moare. Bă, trebuie să-i bandajeze la Cosmin, că o să-i cadă tot sângele din corp prin picior, ești nebun. Păi da, mă, dar îl bandajez, dar n-ai văzut că e oricum prins cu o curea? A, a, s-a gândit ăștia. Mă, ce naiba fac copiii ăștia? Se uită la zombie! Se uită la zombie și pur și simplu a picat! Travis nu mai există. A murit copilul. Unul dintre copii. Oare dacă nu salveai pe ăla, copilul treia? E posibil. Bă, s-ar putea să fie așa un pattern din ăsta de salvezi pe unul, moare celălalt. Salvezi pe... nu salvezi pe unul, nu moare celălalt. Ia uite-l, Cosmin. Aici, mă, aici ne-am baricadat, aici am rămas la motel. Păi, stăm și... supraviețuim și așteptăm să treacă timpul. Clementin joacă perețica cu o de-asta de benzina, de-asta de... ba da, de benzină. Poate dă cu mingea aia și explodează. De fapt, n-are cum. O duc bine ăștia momentan. Hai că o duc bine. Haide-te la Clementin. O duc foarte bine, că simt mor de foame. Bă, din nou îmi dă așa un vibe de Project Zomboid. Nu știu, mie mi-e dar de Project Zomboid. Poate într-o zi. Ce facem asta? Simte ea ceva? Bă, da, chiar aia Clementine face așa zgomot, aiurea. Ce supărat e. E mereu supărat. Simte ce... Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Come on! Come on! Oh my God! Nu că wounded. Foarte wounded. What's going on? We don't have time to explain. Lee, are
Are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Cat. Pisică. I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm down for a fucking hey, minute? No, I don't. I want to know why you thought bringing bă, dar stai la fel de nervoasă ca Tasu. Să-mi bă piciorul. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group. Right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys... Mâncăm pe unul, Cosmin. Tragem la sorți și îl mâncăm pe unul dintre noi. Mâncăm copilul. Fine. You guys fight it out there. Welcome to the family. Poziție beta, Cosmin. Poziție de coloană beta. Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Trebuie să fii un șef. Corect, dar trebuie să fii un șef. Bă, trebuie să fii un șef, dar trebuie să fie șeful cu capul pe umeri cât de tare se poate. Așa nu e cam nebună. Nu, are decizii bune. Ea are decizii bune așa pentru supraviețuirea fiecăruia, dar... Now that it's running out. Haide, pula mea. I'm a goddamn Nazi. Bine, dacă zici tu bine. Gen, da, bă, da, e fix aia cu, asta cu democrația, că dacă ceri și părerile celorlalți, s-ar putea să iasă mai bine, dar în același timp s-ar putea să iasă și mult mai prost. E cu dus și întors. Lumea are dreptul la opinie. Păi da, dar e cu dus și întors, e foarte cu dus și întors. Hai să nu vorbim despre politica în clip. Nu e momentul. Dar asta ce drept are dreptate. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Are femeia mai multe coaie decât toți la un loc. Why don't you go help Mark with the wall? Săracutas. Look, I can't do this right now. You understand what I'm dealing with? Please do me a favor. I need you to handle the rations today. Da, dar nu putem, Cosmin, să-l tratăm pe ăla, facem să fie în viață, îi dăm cârje și îl trimitem pe drum. Nu trebuie să-l ținem toată viața cu noi. It's not going to be enough for everyone, but just do what you think is right. Ia uite ce zice aia. Do what you think is right. Avem 4 iteme... pentru cei 10 hungry people. Le dăm pe toate 4. Mănânc eu una și 3 le dau lui Clementine. Mi se pare corect. Mamă, fie încă zici. Mortos de foame, mă. Bă, lui Clementine clar îi dăm ceva. Lu ăla i-aș dacă e de treabă. Mănânc eu una și dau lui aia, lui Fisa, lui ăla Chiomb. Dar în același timp și ăla care cu piciorul rupt are nevoie de mâncare. Ia zi, Cosmin. Dă-i lui ăla cu piciorul rupt. Dar e în comă, nu putem. Nu putem să-i dăm că e în... Dă-i lui... Poate mănâncă ea! Păi dă-i ei, gen, că ea are grijă de ăla. O mănâncă ea! Da, știu. A, ba nu, eu dau lui rață. E, te, fâț. Yes. Ce ai nevoie? You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But it's not medic, so. Bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. I did the right thing, so is what you're hiding. Da. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is. Au pus copiii nu capcana de ur și a călcat direct în ea. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Shit happens, mă, shit happens. Bă, da. Mă, ce perspective borhite. Bă, eu dau lui Clementine, Cosmin. How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Bă, da, toți au mă nevo... O ajutăm? Bă, ce naiba, e copilul meu adoptiv. I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Dar pe copiii celorlalți nu cred că i-a ajut cu ăla Clementine țin.
Hai, mă, Cosmin. Give food to Clementine. Here, Clem. You need something to eat. Și acum sar toți pe ea să-i fure mâncarea. Băi, dau beef jerky. Să-i dau beef jerky sau să-i dau măr? Dă-i beef jerky. E așa cea mai bună, mama, e cea mai top. E, vrea înghețată. Aia. Băi, dăm și lui Duck. Dă-i și lui Duck. Că îi dau jumătate de măr. Hey, Duck, I'm out a little food. Biscuiți cu brânză sau jumătate de măr? Jumătate de măr. Oh, heck yes. Is there peanut butter? Copiii din ziua de azi. Uite, Duke and his family. Tu ai dat la toți trei, gen. Da, da, da. Poți să mănânc eu? Mai am și două. Și acum dă-i lui... Ben, Carly... Ben nu-i aș da. Lui Carly... Dă-i lui Gagica. Lui Gagica asta sau lui Gagica fata lui ăla? Aia asta e Gagica ta. De când? Carly. Stai, eu pe asta am salvat-o sau pe da. Fata lui? Ah, biscuiți! Me? How about you? You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Acum mult okay. timp. I want you to have this, okay? In case you or Clementine. Nu place că noi ne gândeam așa, cui să-i dăm? Cum să le împărțim? Și pur și simplu sunt mulți care refuză. Doesn't matter why you saved me instead of Doug, but da, mă, da, da, da. You don't know me anything, Carly. Să-mi zice la mine că-s vai de morții mei, dar și aia e vai de morții. Toți suntem vai de morții noștri. Nu-i dai. Bă, Kenny. I-am dat la copilului, i-am dat la copilului. Să-i dai lui Ben. Care e Ben? Sau cui poți să-i mai dai? Bă, unde-i mă fata aia și Tasu? Stă su... Băi, aș da lui asta. Dă-i lui Lily. Da, bă, Lily. Biscuiți cu brânză. Thanks, Lee. One piece of food left. Bă, aș mânca-o eu. Stai, keep the last piece for yourself. Ori o mănânc, ori o dau lui Clementine. For someone else și de lui Ben. Care-i Ben cu aia? Ăla nou. Some of these people have gone longer than me without food. Copilul? They're the ones that need it. Du-te, nu, du-te la poartă, du-te la poartă, du-te la poartă. Sau? Ia stai. Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Cambor hate. Tasu. Dă-i lui ăla. Îi dau lui Mark. Lui Mark, până la urmă toată mâncarea asta a fost de la Mark. Da? Da. Pua, păi clar. Biscuiți cu brânză. Yummy. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Na, așa s-a schimbat așa brusc părerea. De la nope. Give it. Dă-i lui Mark. Pua, stai, Larry. Capul singur din greșeală. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. Adică. To give me the axe? Come on, Larry. Cut Lee some slack. He knows you're just out to protect Lily. He told me so. Just like he's trying to protect Clementine. He oh, I just need some food. Going this long without a proper meal make anybody cranky. Ete hâț, acum vrei mâncare. Vreau prea multe cozi. Și așa e puțin gras. Are de unde să ardă. Noi suntem toți așa schilozi. Not such an easy job, is it? Never said it was. A, bă, că n-a fost chiar atât de greu să împărțim mâncarea. Dai la copii. Da, da, e greu gen așa că pula mea, ăla îi dai la lui, dai la ăla. Da, moare ăla care nu-i dai de foame. Dar nu cred. There's no food. Hey, it was a tough choice, but you took care of the kids. Correct. That's what a real man does. Correct. Thanks, Kenny. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. Tasul aia. What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah, well I don't see you working on that wall. Ti chiom eu, mă, Tasu. Dar tot e o persoană care merită să fie aici viu. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. Nu-i degeaba, puteam să-l lăsăm acolo.
man, come back. There's nothing. Let him go, Kaja. E într-o perioadă dificilă. It's been a rough morning. It's been a rough past 3 months. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Săracul moare de foame. Băi! De unde mori, Silvia? Repede, repede, repede. De unde a apărut? Nu. Cap în cap. Cap în cap. Se dau stânga, dreapta, cine? Dă-mi... Dă-i... Oai. Nu. Dă-i mă în cap. Nu. L-am calmat, l-am calmat, l-am calmat, l-am calmat. S to get away. Mă. Ha, mă, încarcă-mă, pistu. Cum a intrat, Cosmin? Acum ce o să zică tasul la zidul la care s-a trimis? L-am mușcat, mă. Nu, l-am mușcat, Dad, calm down. Ah, să-i acum mă prind că era ăla. You said he wasn't bitten. What? We asked you point blank, was he bitten, and you said no. He wasn't. Well, your not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife. What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. Ce mă, ce naiba s-au mutat așa toți? Da, e pe bune. Am uitat la serial. You're lying. Nu! It's true. I swear it. Maybe he's right. I didn't see any bites. It would explain why there's so many of them. Păi și cum se întâmplă așa ceva? Ce naiba? If you just die, and that's all it takes. Shit. Prezentoare și la informatician ca zombie. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Am băgat cam 4 zenizi, mai lin. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Back off! Whoa, lady, relax! Acum nu mai avem încredere în oameni. We just wanna know if y'all can help us out. I said back off, Carly. We don't want any trouble. Yeah, are you armed? Are you armed? Yeah. For protection. De freză are ăla șmecher. But I think you got the upper hand here. Why do you need gas? Să meargă cu mașina? Protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? Prost. Plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, what are y'all thinking? Mergem la... Okay, da. Mergem, mă, cineva, ne trebuie mâncare, murim aici de foame dacă nu. Some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. See how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Yeah, nice. So, this dairy, you guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter, and cheese stocked up. Okay. Bem lapte de foame. Plenty of food. Boah! Mamă! Ăștia-s pe treabă, mă, Cosmin. Away from that motel for a while. This Lily Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Me as a leader? See, me as a leader. You think they'd want me for a leader? Sure, everybody looks up to you. Well, not everyone thinks I'm... Băi, e cam Kimberly, dar până la urmă face treabă. Does anyone else know? Larry knows, îi zic Larry knows? Ce? Că de trecutul meu, că am vândeam droguri. Da. Great, that can't be easy. Că fix ăla de care ultimul care ar trebui să știe, știe. Well,
What exactly did happen with the senator? Isn't what an accident? Ce zici, Cosmin, începe să-mi povestim? You know what happened. Am tăcut. Oricum, era cam tot. Bă, nu cu toți deodată. Dacă vorbești cu toți deodată, te-ai dus pe Purix, că se panichează aia cineva. Maybe you're right. Listen, over the years, I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours 100 times. It doesn't have to make you a bad man. Corect. I really appreciate that. Mărturisitor. Ai? Rightly? Dacă circumstanța o cerea. Stai ce... De prima chestie e grea. Da, am grea pe Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. I'm pretty settled in. Yeah, Georgia. America. Who's running things over there? Lily. Is democracy. Hai că da. Fix opusul, pare rău. There's so many dumbasses out there fighting each other these days. It's just stupid. How many people you got over there anyway? 9 including the kids. Să schimbăm subiectul. Enough to defend ourselves. Bă, da, din nou am dat fix așa la limită. Hai că răspunsul ăsta bine. Here's to helping each other out. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food and quite frankly, we could always use an extra helping hand. În caz de s-ar întâmpla ceva să nu știe că sunt. Da, da, da. Everything helps. Mama's been running the dairy. Are față cam dubioasă asta. Bă, sunt cam dubios și ai văzut modul cum ne-au vorbit, a fost puțin ciudat. Hoți. Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. You knew we were hungry and you guys were keeping it up yourself. Oh no, there's you know what? We ate it all. What are you gonna fucking do about it? Don't worry. Bă, nu știu dacă ar fi cel mai bine să ne luăm la trântă cu bandiții. Numai să plece ăla dacă tot. Ah, ok. Era în cealaltă parte. Așa. Here it is. St. John Family Dairy. Bă, vezi că băieții nu mințeau, Cosmin. Vezi că pare destul de legit. Y'all can see how we kept this place so safe. The fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a... Noi batem gard din lemn și... 4,000 volts through that thing with generators and amps. I'm going to assume that's a lot. Yeah. Ah, fizica asta mai grea. Ia, uite-o. Ever have any accidents? No. Ever have any accidents? Nah. It's safer here than out there. Correct. This place looks untouched. You never know the rest of the world. Dar în același timp, dacă moare unul, se face zombie. S-a dus tot pentru că e useless. E problema asta. Guys, this is our mama. I'm Brenda St. John and welcome to the St. John Dairy. This here's Lee. He's from Macon. Cum vorbesc asta toți ca țărani, Cosmin. They grow them good there. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? We work together. Mm-hmm. Chiar că e democrație. Plus we've got plenty of people with military experience. Well, that's good to hear. That motel ain't the safest place. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Mm-hmm. We bought gasoline? Mm-hmm. Thanks for having us. We brought some gasoline on good faith. Bă, dar parcă prea bun cu noi sunt. Pite, pâine. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. Milk and butter, that's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she? We have a vet. We could bring her here. We can help you find. Bă, dar repede se bagă ăsta. Oh my, our prayers have been answered. Bă, Cosmin, nu știu ce să zic. Pare puțin sus. Ce te blui? Asta.
y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'll be nice to have some folks to help out around here again. Danny, bă, you come help me out? E frumos, dar puțin sus, puțin suspect. Și ăla nou s-a băgat așa pur și simplu că, mă, hai, merg. Those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Ne lasă singur cu ei. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, Mark. I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. Bă, Cosmin, mie e puțin suspect totul. Și asta e așa, puțin, așa naiv, pare puțin naiv ăsta. Puțin mai mult. Let's make sure the place prima, is safe. Prima, da. We can think about bringing our whole group here to stay. We need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? Pula mea, copii. Swing over there. Not a big deal. Maybe there's other things not working. Da, mă, asta era problema, că e un leagăn rupt. Era ca idee. Ca idee, dar totuși, poate pentru că n-au copii, n-au stat să repare leagănul. Sunt chestii mai rele care pot fi pe aici. La Sfântul Ion. Sfântul Ion. Sfântul John. Ion, John. Ok, Cosmin. Hai să ne uităm la leagăn. La huță, cum s-ar spune. Pare tare gardul, ce-i drept. Bă, da. Ale del. Da, dar n-avem cu... n-avem la munte cu... curent. Dacă te atingi așa de el, te curentează și mori. Eu mă încurentat rău la munte. În aia de vaci? Mhm. Ce dracu să looking for a place to relax before dealing with the outer fence? Băi, din nou a răspuns așa jumătate de milisecundă prea târziu. Looks like it just needs a new board for the seat, some rope, make it safe for Clem and Duck, and let the St. John's know we can pull our weight around here. Corect. Dar aș mai inspecta pe aici, Cosmin. Ia, putem să luăm prin... dar nu, mă, că-i gargi. Ăăăă, John-ule! Da, băgăm un jog, Cosmin. Ding 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 ding. Vorbește cu ăla. Cu care, mă, cu Mark? Care stă și se uită la gard. So what have you found out? Is this looking like a good place to stay? I'll keep looking around. Correct. All right. Keep me posted. Keep me posted. Hai să vedem, Cosmin, ce-i pe aici. Cam mult sânge la gard. Sau nu, erau simplu umbrele. Pointy, ascuțit, gardul este ascuțit. Numai la leagăn îmi stă capul. Ne apucăm, Cosmin, să tăiem leagănul. Mind if I use one of these boards? Already making some repairs, huh? I like a guy who takes some initiative. Yeah, go right ahead. Bă, dar ușor am tăiat-o. Ah, deja am tăiat-o, s-a șlefuit, totul e gata. Am băgat-o în buzunar. Look at electric fence. Un pic chiom ca o luminte din afară, da. Not just the house. Yep, can't take any chances when it comes to safety. Wonder how much food they've got in there. Multă, că e fermă. Bă, nu știu ce să zic, Cosmin. Chit că nu sunt așa, nu e așa nimic. Nu e niciun semn rău, mie tot mi se pare un pic suspect. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? No one fucks with us. Ce să zic? Protect the dairies? Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count on us. Well, okay. Hopefully it'll never come to that, but thanks. The fence stopped the walkers? Da. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman, he figured out how to amp it up with the generators.
We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest thing to entertainment. Păi da, mă, și cineva, o stat să-i adune pe toți? Unde au pus? E gol totul. Prima chestie suspectă. Da, ale delvițație. Bă, fix de perimeter. Aha. Te cu ce perimetru, mă? Era vorba să reparăm un perimetru? A, da, mă, să ne uităm în jurul lui, să nu fie așa zombie. Spui al pornește și ne electrocutăm când lucrăm la el. Ok. Mamă, dar e mare rău, păi de tot gardul ăla. Păi e dita mai fermă. Am jurul întregii... D-astea, întregului pământ. Da, până rămâi fără când rămâi fără venină. E useless tot. It wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. I'm sorry, all right? I try to be civil at least, so we'll work it out. We'll work it out somehow. Corect, well, răspunsul ăla optimist. Hai că se calmează vinile lui. Toate unde știi că se de încredere. Mia, mia, mia. Dar e săgeat în el, mă. Până se trezește acum. Lee, it's dead. Come on, let's push it. Bare cam intact craniu. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Bă, prea intact craniu. Nici nu știu dacă electricitatea îi omoară. Ce, noi nu, habar n-avem asta. Dai cu săgeata, gen, să iei săgeata. Polaro, ia. Se scoală acum. Look at light. Push, dă-i la aia și dă-i push. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine that? Bă, ăsta din nou e așa naiv, nu-mi place. It's useless without gas. Yeah, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. John's need gas too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas. Dar chiar în același timp, Cosmin's multe mașini. Cum de-au venit fix la noi, în loc să se ducă așa la mile de mașini? What do you mean? What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. E ultima persoană pe care m-aș baza. There's another one. I see it. Sau penultima ar fi tasul lui aia. Dă-i mă push, dă-l naibii de zombie. Și se trezește acum. Da, mă. Nu știu bun ce se prinde de astea. Îi tăiem mâna, Cosmin? Da. Gata, nu mai are mâini. You never get used to the smell, do you? Nope. Mirosul ăla de carne putrezită. Christ. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids. Păi au primit și ei. It's all that's keeping me on my feet right now. We'll go ask for more to eat. Focus on the task. Focus on the task. Focus on the task. They knew what they were doing, teasing us with food and then giving us chores. Having a good meal will be worth it. Ia uite la dermatot gardul. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better Mr. Levers Crispy. From the other side. Good idea. Bă, ți-am zis, mie Tommy se pare puțin suspect. De la, da, acolo. La fence post împingem asta. Nu știu ce să zic. Holy fuck! What just happened? Au pornit ăsta? Why the hell would he turn the fence on? Asta vreau să zic, ce vrea să ne omoare? Bandiții!
Bă, cum ar fi Cosmin să fie oamenii bandiților? Sau nu aveau ceva cu bandiții? O înțelegere. E pe ăla, da. Ne uităm aici. Asta mai trebuia, în ce predicament ne-am băgat. Dă-i în sus. Stă în sus. Nu. Au în dreapta. A. Pula mea, murim cu aia. Ce să mă uit așa la ei? Vorbește cu el, vorbește cu el. Stop shooting at us! Dă-i în dreapta. Nimic. Blazer stuck in the dirt. Tragem de ăla, ce să fac ăla? Acum mișcă tractorul, mișcă tractorul. Nu! A, de la... Da, de acolo. Păi și îl mișcăm și... A, ne mișcăm la poartă. Bă, deci am avut o înțelegere cu bandiții despre mâncare? N-a mers. Dă-i în stânga. Uite, e o piatră acolo. De ce e o piatră în fața tractorului, mă? Gata, mă. Mă, săracul are... Bă, mișcă-te! Bă! Bă, și se mișcă singur. Ce-i mă asta, Cosmin? Merge și noi dacă e cu tractorul. Dar îmi place că nu merg așa, merg mai rapid dacă țin apăsat auto. Trebuie să merg așa încetul cu încetul. Păi ce cavărul să ne luăm, Cosmin, că o să fie dita mai... Asta de... Nu! Pula, e un via zombie. Și cum ne... They move. Corect. Bă, dar nervoși sunt ăștia. Încă unul. Dar nu era doar unul. Numai unul. Ce naiba. Nu, au fost doi. Asta e ăla de ei, te-am mâini. Ah, ba nu. Păi da, mă, dar a fost pe... Ăla a fost de... Aoleo. Dă-i. Și e viu. Ha, mă, ia-ți-o în cap, ești nebun. Am trecut cu forța. Dar n-am murit, că trebuia să-i omorâm capul, dar mă rog. Nu, și vine și ăla după noi. Bă, ce situație bășită. Gata. Ia da și în zombie. Uite acum, acum ne nu ne-au... Bine, de fapt, devenea distanța prea mare să ne nimerească. Intră peste noi, ne bag pe toți. Bă, cred că ne-ar bate pe toți dacă ar intra aia în casă, sincer. Tot despre... A doua. Holy shit. Nu trebuie. They have no right being out here. Oh my lord. What happened to you, sweetheart? Was those bastards in the woods? Sweetheart. I'll be all right. You be all right. A venit, i-a dus pe toți. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey, come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the best. What kind of shit is this? Eram sigur, deci eram sigur că o să vină Tasu și o să se... I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning, killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. So much... Puncte, puncte? De treia. So much for your deal. Those shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inkling they were gonna give you guys trouble, well... We would have gone out there with you. Da, mă, nu știau că au. We may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? Îmi place mie că s-a ascund cu asta. But I think I know where at least one of their camps are. Asta îmi place mie. Go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious?
This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. Amândouă sunt unsafe. Amândouă sunt unsafe, mă. Nu suntem mai safe. Trebuie să vorbim. Da. Eu morăm pe ceilalți Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. Da, când vine vorba de mâncare, nu mai e așa de nervos ăsta. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. That's real charming, Dad. Mi se carisma din cur. Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back. Cu copii. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. Am scândura noastră. N-am mai făcut noi nimic cu scândura noastră. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Poate pic acum, că se pun pe el și rupă ăștia gura. Bă, foarte excepțional, Cosmin, ce pot să spun? Foarte excepțional. E la gardă ăla, așa pe aia. Ah, să vedem, poate găsim aici ceva secrete de care nu ar fi trebuit să aflăm. Hey, Pyle, până într-o chestie cu bări de metal, ce naiba. Looks like a feeding station for the cow. Corect. Vaca care nu mai există. Ne, mi-am pierdut scândura, ce naiba. Hai că intrăm în hambar. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here and chill. Mi-e o casă cu două etaje s-ar putea să... Și nu pot să... Nu, nu putem intra în hambar. Bă, era interesant, dar nu se poate. Ia, aici avem voie să... Poate cu serialul. Seamănă? Mm-hmm. Bă, cam asta e ideea. Bă, am uitat la sezonul 1, de-am uitat așa tot. E bine. Nu mai țin minte, mă. Eu am o bănuială ce e în hambar. Și nu ne lasă să-l deschidem. Zombie, ce să fie? Bine, nu-mi zi. A, să vorbim cu ăsta. Dar nici nu vrea să vorbim cu el. Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Ba, de vorbim că e o săgeată, putea să fie mai rău. Not too bad. He'll be fine. I've seen guys go through. Da, asta uite și eu, și-a schimbat așa instant părerea. Prima oară când nu e nervos pentru că își dau de mâncare, îi dau de mâncare. You and Kenny haven't made up? So about your dad. Sau evităm subiectul complet. Evităm subiectul complet. How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. Fericit e ta să ești nebun, îi dau de mâncare, bandiții vin peste noi. Dar și muream de foame. Exit, știi ce? Nu. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Nu păreau deloc protectivi, sincer, din ce am văzut. Ia, putem intra în casă. Nu. Ok, ne întoarcem înapoi, Cosmin, cam asta a fost cu curtea din spate. Merem la copii să vedem ce fac. Ia. Apă mai repede. Acum, poc! Ia. That thing keeps a fence electrified. Corect. Mai e și fence-ul ăsta. No, chestii la care deja ne-am uitat. Și ăștia... Bă, copiii par fericiți, Cosmin. Ăsta îl împinge pe fisul Clementine, stă și se uită la ei. Hai, hai. Da, mă, sunt umbrele astea, zici că e sânge. Uai, ce ochi are ăsta. Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. Da, mă, Cosmin, dar de ce au pornit gardul? No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But us? Noi suntem. Think some of them used to work at the big box. But we don't know, ăla nu pare foarte sincer, sincer să fiu. Nutty is all hell and getting mad when they're hungry. So, are you ready to head out there and find their camp? Eu! Let's go. Da. Mergem să ne sacrificăm pentru ăștia de la fermă. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Correct. Dar nu mi-am luat la revedere de la Clementine.
Speră să ne întoarcem vii. Și noi sperăm asta, Clementine, și noi. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Sub Express Quay. Dar nu știu, Cosmin, pare o idee foarte proastă să ne punem cu bandiții, că ei sunt extrem de mulți și sunt așa unpredictable. Cu degetele. Adică, acum mai vine unul de la spate. Sau cum ar fi să fie așa de momeală toată chestia asta? E și asta posibil. Ok, sneak up the camp. Era unul în spatele nostru sau sunt eu nebun? Cred că e nebun. Ok. Stay on your guard. Stay on your guard. Cum am văzut unul cu spatele? Era o bombă în cort și murim toți. Nimic. Mare surpriză. Și sunt la lupte ăștia, Cosmin, sunt la lupte. Nu stau ei la camp. Supă. Hai să căutăm. Să vedem dacă găsim ceva. Wow. Empty. Wow. Tot nimic. Ia stai că mai era, mai erau astea cutiuțele. Păi, dacă nu e singura lor bază, normal. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans. Au băgat mâncarea. Au băgat-o. Păi ce naiba, aveau tratat cu ăștia de... Bine, tratat. Înțelegere de mâncare. Hopa! Boxes from the dairy here. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Hopa, butonul de la bombă. Aia, cameră. Ce cameră? Mamă. O ia acum și o sparge asta. Ia. Battery's dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find it. Suspect, Cosmin, foarte suspect, să-mi ba piciorul, foarte suspect. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Ce plângem asta? Ok, Cosmin, unde găsim baterii? Poate au baterii în cort. Sau ceva de la care putem să luăm baterii. Bă, eu vreau să văd ce e pe videocamera aia. Dar dacă s-ar putea să văd fără să vadă și ăla care e cu noi. Nu cred că-s baterie în asta. De ce se uită ăla la topor, Cosmin? Nu știu, că... Oh, man. Dar îmi dă acum cu toporul în cap când văd ce-i pe video. Bă! Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. Păi da, mă, dar suntem aici să le raidăm baza, ce naiba. I ain't them. I know you. I know what you are. A
And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. And I faked them every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. Bă, ce nebună! Da, cum, cum i-a omorât mai asta pe toți? Maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down! I-a omorât asta pe toți! Mi-ați dus fica în pădure, vă omor pe toți! Right through your eyeball, into your goddamn brain. You're not men, you're monsters. All men are monsters. Toți bărbații sunt monștri. O împușcăm? Sau o întrebăm? Trei. Măi! I'm putting this arrow right through your balls. Dă-mi coaia acum. String him up on that tree. Then I'm head down to that farm and shoot her. Goddamn person. Don't be stupid. Go on. Tell him, boy. Bă, da, deci la fiecare din asta mai este așa. A tras asta oricum. Nu, practic tot s-a ales. Asta omorâmă tot campul. God damn it. Thanks, I guess. Bă, nu poți să-i zici că a dat murder pentru că ai văzut știu cum ne-a amenința. Ai, ce naiba, nu împuși când ea vrea să te împuște. Cum adică you murdered that woman? It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's Doamne. Bă, ce schimbare de situație în 5 minute. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Care că eu am omorât asta pe toți, am omorât asta toți bandiții, Cosmin. Arbaletă? Cam chiomb. Ușor chiomb. Cineva trebuia să facă. Corect. Ea poate avea o baterie la ea. N-avea. Poate stai cu ele. Corect. Mai bine să moară ea sau să nu avem coaie. Adică cineva trebuia să facă. Ne-am întors la fermă, copiii dispăruți. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on Maria? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, mama. Handled it. Da, vedeți, copiii nu mai sunt. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. Pă, dar ce se tot ceartă aia, mă, ești nebun la cap. Lara Croft. Lara Croft nervoasă. Squabbling looks like a lot of tension with y'all, huh? Yeah, you could say that. Correct. Yeah, you could say that. They don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking. Correct. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Din nou, puțin ciudat. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. Cina va fi gata până îți dai seama? Expresie. O expresie cam... Ești puțin cam prea paranoic. Bă, am devenit foarte paranoic de ăștia. Ne tratează prea bine, man. Și pare că au ceva secrete. Nu, no, deci eu o să fiu paranoid că o să vin până vedem ce e pe videocamera. Clementine în hambar. Nimica hambar. Nu e nimica. Sau? Hai să-i dăm șapca. Vreme urât afară. Hai la hambar repede. Hai portiță. Dacă e ceva suspect, Clementine e aici să ne zică. Poate are Clementine o baterie.
Naiba știe de unde. Bă, o vacă! Moartă, care nu moartă, dar bolnavă. Sau? N-au zis că e bolnavă vaca. Nu, e bine. E bine, e bine. Se face vaca zombie. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Fata vaca, măi, ești nebun. Asta mai trebuie. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. A încercat Clementine. Salt lick. Ceva sare și să lingi, dar nu, nu știu gen dacă e chiar așa există ceva. Bă, am uitat să-i dau pălăria lui Clementine. Mă rog, părerea șapca. Back. Yeah. Clemmy. Here, Clementine. My hat! You found it! Normal. I knew you'd find it. You said you would. Listen. Eu sunt omul cuvântului meu. No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. I haven't thought about this in a while. I don't know. I haven't thought about it. Asta e ultima mea problemă, Cosmin, să fac un copil. Noi abia supraviețuim. Thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. M-aș putea să-i dau un mic petting, dar... Andy, ce naiba face? Hey there, Andy. Yeah? How's the cow? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Ah, da, mă, știi că avea ceva cu vaca și a venit asta, ca veterinar să o facă bine. Băi, aș zice asta, dar poate se... Thanks. Poate accelerăm chestiile mult mai tare decât ar trebui. Ah, zi. Când ne-am întâlnit cu o femeie în woods. Hey there, Andy. Yeah? We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Okay. Da, mă, când mâncăm. Bă, poate găsim ceva. Nu. Bă, o baterie pierdută prin hambar. Bă, da, țepi în hay bale. Duck. Off, duck. Ai. Vrea să sară în fân. Stai acolo să mângâie vaca. O, un porc. Și aici, în hambar unde e... Empty. Tigoale, mă, ce n-am. N-am mai văzut cu tigoale. Aici... Ce e jos, că nu... Wheelbarrow. Roabă, ce... Roabă borhăită. S-a căcat vaca acolo. Ok, nimic nici aici. Vezi poarta aia. Băi, stai că mai avem, nu mai avem aici câteva din astea. Sau nu... Da. Multe chestii nu parcă să fie aici. Look at feeding... Ce dracu e la-o? It's a feeding trough. Păi, da, mă, dar... Că zici că e cap de zombie, ești nebun. Ok, și mai avem una. Dacă nu e nimic în asta, deschidem. Lemne. Mă rog, din astea pari. Bă, nimic suspect până acum. Mergem să deschidem ușa. Ugi la ușa. Păi stau aici să mă grăbesc. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. Păi nu e de cealaltă parte a hambarului? Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. Dar nu-i de aia și... Nu doar în pulă de-o, lasă moară dacă trebuie. Bă, și faptul că...
Ne-a deschis curentul, atunci e piesa care începe puzzle-ul. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, professor. Bă, să știi că aș merge pe Kenny. Să știi că aș merge pe Kenny. Deci sunt patru șuruburi și un lacăt. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Că e infractor. You know, urban? Oh, you are not saying. Sau ce că e negru? Bă, cam rasist. Bă. Corect, pur și simplu scoți așa, desfaci șuruburile și ce naiba. Păi și asta trebuie să facem noaptea când dorm toți. Și fix atunci apar așa toți în spate cu armele. We're just looking. Just checking out the barn. Să se întrebăm. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. Nu, e 100% ceva după ușa aia. Îmi pare rău. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous. Andrew, I need your help again. Andrei. No problem. Right away, doc. Fix acum când l-a tras pe el Cosmin la treabă. Îi dăm fuck cu ușa. Dar nu, distract Andy to get him out of the barn. Păi nu l-a chemat măsa. Asta e că e fix aici. Hey there, Andy. Yeah. You got a screw? No. Did he mention him? Ba da. You got a screwdriver, so? Da. You got a screwdriver? For what? Never mind. Prima. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. Ce vrăjeală proastă, dar am mers. Hai de acolo medaliile. First, second, third. Gata. Dăm spargerea. Păi și cu ce? False alarm. I'm back. Nu! Azi vedem ce mai putem băga. Are nevoie de ceva din nou. Dar cum știu eu că el, eu eram gen aici. Poate nu pleacă și pur și simplu sta așa să tragă cu... Mergem din nou cu... Repede. Dai. Bă! Vorbește cu ăsta. Cu Kenny. Ne trebuie un plan mai bun, da. Că nu merge. Îl batem, îl culcăm și după aia... Oprim generatorul. Bă! Corect! Hai, Cosmin. Mergem și oprim pe ăsta, că e generatorul. Dar nu, că oprim așa cel mai îndepărtat generator. Nu, le oprim pe toate direct. E pe combinații. De aia era asta fericită aici. Să dă din cap. Sunt pe combinații, Cosmin. Mă, să... Oprim generatorul, dar nu o să ne vadă aia, gen. Pula mea. Păi și n-ar trebui să mă ascund acum. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Bă, ești nebun, nu putem să-l dist... Bă, Cosmin, cum găsim cel mai îndepărtat? Du-te repede înăuntru. Înăuntru? Da, gen, înapoi acolo, am plecat. Păi ce naiba, mă, că la tot acolo a ajuns. Nu, bă, nu merge, e generatorul fix lângă barn. Mai Clementine moartă. Doamne, ferește.
Ok, totul e normal. Ce-ai? Care-i misiunea? Să-l distragem pe ăsta, ca să deschidem poarta. Why do you look the... Nu, unde exit. Alrighty then. Kenny, ce naiba mai zici, mă? Stai. Never mind. Still can't get that. Ișan, ia du-te înapoi acolo, că am o idee. La generator? Du-te la... Dar nu du-te... Da, du-te... Du-te în partea aia, așa. Am o idee. Ia. Yeah. Surprinde-mă, Cosmin. Ne, du-te în curte. Ok. Du-te la... acolo. Du-te la... La... În dreapta. Căcatul ăla? În dreapta. Uite acolo, la cutia aia. Șurubelniță! Dă-i. Bă, iar i-am dat look at it din nou căcatul ăsta. Wow. Dă-i take. Use? Take. Da. Use. Tăiem un cablu! Du-te la generator. Acolo. Open panel sau use multitool? Use multitool ăla. Ba să-mi ba... Poate iese acum din hambar că am belit belengherul. Oh, use multitool. A treia. Ow, damn it. Thing is moving fast. Păi, dar... Păi să-l oprim în pula mea înainte. Sau, dar nu, că după aia o să vin așa repede. Dă-i cu mână. Bravo, bag mâna în ăla. Trebuie să-l oprești. Da, mă, dar o să vină ăla instant. Fii atent, speed. Hai că vine! Da, mă, și-a lăsat poarta. A, e închisă, acum e închisă. Logic. Cosmin? De hambar. Acum, i-am belit generatorul și mergem să aflăm secretul ascuns de la Dairy Farmul St. John. Fugim până la barn. N-avem timp de toate prostiile. Acum e momentul. Cosmin? Dun. Pula mea, n-am timp să fac nimic aici. Cine e gata? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Bă! Okay, honey, let's get that. Parcă la fix au plecat copiii, ești nebun. Dad, come on, let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Cosmin, suntem numai noi și ce e acolo? Acum. Use multitool. Desfacem șuruburile. Dar care mai e rostul, mă, la dita mai locul când e așa prins cu șuruburi, ce naiba? E așa useless. Ce e? Cel. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Dinner time, Cosmin? What is this? A doua. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still got to do a lot of hunting to keep everyone fed. Hunting. Get something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Oh, my God, of the meat. Nu e foarte bine. Biscuits? You are an angel.
Până la urmă... Unde? We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Păi da, mă, și de ce ne-a zis așa să nu intrăm acolo? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. Mă întorc, sunt toți morți. You've been mucking around in the dirt all day. Yeah. Danny's baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Yeah, high school diploma. Vezi, bacul e important. Gauze pads. Ok, nu. I could use a shave. Ete, it's nimic interesant aici. Da, cred că ne spăl, dar nu-mi dă voie să mă spăl pe mâini. De ce nu dă voie să mă spăl pe mâini, ești nebun? A, mai, ce am? Looks old. Label's worn off. Suspect. Some kind of lotion. Hopa. Mă, cine ai pe Cosmin, nu ne lasă să ne spălăm pe mâini. Nu, nu mă lasă să mă spăl pe mâini. Trebuie să rămân așa, jegos. Ce facem? Mergem upstairs. Hopa. De ce m-am speriat așa brusc? De la sunete. Cosmin? Da. S-ar putea ca cina să fie în pregătire. Deci unde se duce? Medical supplies, towel, box of candles, morphine. Nu pare nimic interesant aici. Dar nu ai bine. Intrăm? Da. Is that blood? Farm books. Laboratorul Dexter, trebuie să ridici cartea potrivită. Și ce în pat? Where the hell is Mark? But Brenda said he was up here resting. No, 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 no. Cineva trebuie să gătească cina, Cosmin. Dă-te în colț. Ce colț? Ah, mai e ușa. Acolo. Dar nu... Nu încă e, uite acolo unde e cablul ăla. Păi și n-ai, bă, că erau aici niște căcaturi. Ah, da, nu-i nimic, nu mai intru. Towel, morphine, box of candles. Nu-i nimic, nu-i nimic, da. Trash can, power cord. Use? Să reconectăm? Da, use. Ce dracu se întâmplă, Cosmin? Ți-am zis că e o cameră secretă acolo, după cărți. Stau, look at... Du-te, nu, du-te în cameră. În cameră. Da. Bă, ți-am zis să-mi bat piciorul, prediction. Și aici, Cosmin, fii atent. Deschide. Na, Cosmin. Erau picioarele prietenului nostru, barbecue chiar. Aoleu, băi, nu mânca că-s picioarele lui. Bă. Don't eat. Clementine. No. Lee, Jesus, man. Did you find something?
Amon. This lady. What's gotten into you? He just had a start. They could upstairs, Legless. Da. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, go upstairs and have a look. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. Corect, n-au carne. Ce se uită la ea? Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put just that let us go. Better. Oh, I'm gonna puke. Andrea. Am apucat? No, n-am apucat, normal. Bă. Grab a knife, Clementine run. Get your gun. Clementine right. Clementine, run! Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? What? Put your gun down! Face attack de cor, mă. Somebody do something? Ceva să facă ceva. Mama, au luat-o o static pe Clementine. I'll ki- let go. I will kill you. Nu te cred că a coborât ăla fără picioare. Cosmin? Da. Ai de capul meu. Somn. Asta ne mai trebuia. Open the goddamn door. You can't keep us in here. Ne-au încuia, ne-au închis în... Nu spune că ne-au închis în camera borhăită. Să vomită. Dar unde mă, uite cum e podeaua. Săraca, bă, a rămas Clementine traumatizată. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit. You hadn't dragged your feet. Come on, Dad. Now's not the time. E okay, Clementine. They didn't hurt you, did they? Open up! Aoleo. The psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here! This goddamn thumb sucker was the one who brought us here! Mamă, bă, dar să-mi bat piciorul de ori îmi vine să-l mănânc pe tasul ăsta, să-l sacrificăm! Hai să vorbim cu Lily, care vomită. Your dad's not making things any easier for us. Open the fucking door! Dad, stop! God damn it! Please settle down! Foarte mult l-a ajutat. Hai să vorbim cu tasul. Do you really want to attract their attention? Yeah, I want to attract their attention, so I can fucking kill them. Guess nu mai ieși din asta odată. New girlfriend. Nu, nu spune că mă dau. Pentru că erau 4 din 10 și am dat la copii. To be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one. I need to go. Mai nu poți mai stai 5 minute. I'm not your enemy. Stai, stai în casino ăsta. Don't forget. I know who you really are. Vorbim cu Clementine să vedem ce părere are de situație. Nu, du-te la pancarda aia. La lemnul ăsta, mă. Da. Look at pallets. Hai să verificăm. Miroase a hole. Miroase a gaură. Te-a înșelat mirosul, Cosmin. Nu, no, nu mai vorbim cu ăștia. Aerul ăla. Ieșim prin ventilație.
Bă, ar fi un escape tare. I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Easy. No, stai, mai trebuie acum, Cosmin. Bă? No. Da. Asta e cel mai rău de până acum. E cel mai rău atac de până acum. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead. Somebody help me. Fuck. If he's dead. He's not dead. Le dăm așa ca mită să ne lase să plecăm. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Dar chiar stai că dacă ăștia sunt închiși ăla... Can still save him? Da. Lily can still save him. I wish she could, believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Păi stai mă să fim siguri că a murit, că poate își revine de la atacul de cord. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Păi nici ăsta n-a fost bitten, care e argumentul lui? Gotta destroy the brain. Come on, Lee. Nu, ăla mi se pare că se panichează. Bă, ce alegem, Cosmin? Eu nu i-aș sparge creierii. Cosmin, decizia. O, mergi cu asta. Cu Lily, mergi cu Lily. Bă, eu, pare rău, dar... Poate murim toți din cauza asta. I-am salvat copilul din aparent aceeași situație. Cosmin? Cosmin? Da. Ești nebun! Dar ai văzut că parcă se mișca puțin la atunci, înainte să-i dea aia pe cap. Săraca Clementine. Dude, e insane ce-a făcut Duck. Bă, Duck. Sau cum l-o chema. Nu, bă, Duck e copilul, cred. Kenny. Ce-a zis? I don't know. Yes. Yes, for now. But we still need to find a way out of here. Dude, ia spart creierii. Cât timp încerca să-l resusciteze. I need you to be strong. About something else, something hopeful. Leagă-nul ăla. Like what? A safe place? Your walkie-talkie? A safe place. Some place safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Kenny, ce-ai de zis? I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. But... What now? Could you kill Duck? What now? What? You don't want to hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want isn't important. What I know is there's safety in numbers. You got Correct. Any ideas? The air conditioner. Ok, păi și hai să... Look at Larry, ne uităm la el. I'm sorry, Lily. Bă, cred că Lily o să aibă o perioadă mai grea. Bă, dă-i pe aia. An air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Da, mă le-a dat la toți brain freeze când au... Bă, nu cred că trebuie să o trimitem pe Clementine. Sper că nu trebuie, Cosmin, să trimitem fata. Ce faci cu un bănuț? Îl folosești pe păze și rubelițe. Un bănuț. If we can remove these screws, the AC should come down easily. De cu mâna. Aveam de asta de mână. Normal. It's not coming off that way. Ok, păi încercăm cu celălalt. It's not coming off that way. Hmm. Back.
Nu, mare lucru nu putem să facem cu mâna. Trebuie să fie un ustensilă. O, mai ce vorbești pe ăla? Mă uit pe aici, poate e ceva. Cu Lily, dar ce naiba? Nu, cu aia, cu aia răși să vorbești cu Lily. Nu, ia du-te în cealaltă parte a camerei. Există cealaltă parte a... Nu există? Păi ăștia suntem, cine să mai fie? Păi și copilul ăsta. Dar chiar, unde-i copilul ăla? N-a supraviețuit. Cu aia. Cu Lily, cred. Da. Cine, băi singura cu care n-am vorbit? Larry was a good father, Kenny was trying to kill us. A doua. Sorry, Larry. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great, but I know he would have done anything to... Ia uite că se plimbă la face ceva. He was a good father. I think I may have found a way out of here, but I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it. Bă, a zis el că avea un pănuț. Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Nu, vreau să iei un pănuț. Do what you have to do. Bă, sunt curios ce se întâmplă, dacă o să ne mai conducă asta sau dacă se schimbă treburile. Nu pare în cel mai bun mindset. Any idea which pocket he keeps his change in? Hai să verificăm. He still carried his wallet. Normal. Ce, nu cumperi în apocalipsa zombilor? Păi și nu are în wallet alea. Dă-i. A ring. My mother's. Don't worry, I'm not taking it. Nu putem folosi inelul. Here we go. Two quarters and a dime. Scapăm de aici. Bun. Just gotta remove these screws and get this unit off. Ia. Dăm un anscru cu bănuțul. Ia, uite, bă, ce bine au mers bănuții. Mulțumim, Larry. El vorbește care l-a omorât pe ăla. Stai. A, e deja. Ți-am zis, Cosmin, singura mea frică e să nu trebuie să o trimitem pe Clementine. Clementine can fit! Patria. Clementine can fit. Mamă! Și ce face Clementine pe cealaltă parte? Asta e mai... Mamă! Go quickly! Go quickly! I'm scared. You'll be fine as long as you move fast enough. Okay. Bă, o punem la treabă pe Clementine. Păi la ce vrei? Cine putea să intre acolo? Corect. See if you can get to the other side of that door and open it. Corect. Poate dă nas în nas cu ăia. Mamă, și cum se aude. Mamă. No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Kenny. Ha, mă, el i-a trăsit tentita în cap și acum el face mișcări proaste. Chit că e speriat totuși. I know. I just need a minute to say goodbye. Spune rugăciunile. Ai vorbit că nu e cel mai frumos vă serie. Trebuie să-l batem cumva, dar n-avem arme. Ia. Na, în barnul. De ce nu trebuia să intrăm în barn? Mă rog, în această cameră din barn.
Spânzurătoarea. I told you there was something up with this room. It's a goddamn human slaughterhouse. S-a pus-o pe genunchi. Kihu, hei, hai să o luăm. Cine știe când ne va fi de folos. Borcane. Da, mă, dar altfel nu prea puteam să scăpăm. Mini cattle prod. Nu avea baterii? Ah, deci așa omoară oamenii. Luăm ăsta, Cosmin, sau luăm hey-hook-ul? Lasă-l pe ăsta, pare mai useful. Look at blood. Hai să vorbim. Hai să... Bă, acum devine asta așa reckless, face așa chestii random, nu e bine. Pula-i fură ăla. Cosmin? Bă, dar chiar avem taser-ul! Hopa! Fii atent, Cosmin. Just guarding the place like you said. Dar chiar la asta în ploaie așa. Ia să vedem. Vaca! I'll keep an eye on him, be ready to act when I say. Stai, nu, i-am dat lui! Nu știu dacă am făcut bine aici. Bă, merge să ne dea omor, Cosmin. Nu e bine. Acum ne-a dat jumpscare. Nu știu cum ne aude. Cum nu ne aude. Eram sigur. Easy! Ah, dar nu moare instant de la aia, pur și simplu electrocutează. Bă, a făcut felul fata. N-a rezolvat taser-ul. Da, taser-ul n-a fost cine știe ce, dar... Na, măcar ne-a salvat Lily. Oh, fuck. Dar să-i luăm... Ganu, gen. Cosmin! Cannibalism is not the answer. Aren't the walkers eating enough of us? You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already. Da, mă, da. Dă-l naibii, mă, omoară-l. Îmi pare rău, Danny, dar... Nu știu dacă trebuie să-l omori. Bă... Clement... Da, chiar că a văzut Clementine. Clementine, îmi pare rău. God, no! Katja! Păi, Katja e măsă sau? Îmi pare rău, Clementine. Am acționat la nervi. Dar din nou, adevărul e că și el a încercat să ne omoare, ce naiba. Mă, cine tot țipa no? Bă. Ce-o face copilul? Sau Kenny, de fapt. Tot e în curmă Kenny cu Duck. Că amândoi nu e așa de copil. Zombie. Foarte safe, Cosmin.
E asta. Carly. Lee? Now. Asta. Is everyone okay? De pe ce nu i-au prins? They attacked us. I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit. How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Correct. Ben, stick close. And Lee, be careful. Cosmin, oare ce se întâmplă în casa aia? Eu pe ce sunt curios. Da, gen... gen... aș vrea așa. Ce facem mă salul ăla, că o rezolvăm acum? Yeah, it's me? Da. N-a mers! N-a mers vrăjeala, poate omoară acum copii. Nu, lasă copii! Bă, dar greu m-am dus la ușă. Măi! Poți să... Mama... Dar vetul era asta. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Na situație. Ce facem, Cosmin? Cred că trebuie să ne apropiem de ei. Nu vreau să moară și asta. Dar nu... Cosmin, n-avem de ales. Ba da, puteți să vorbim. Put the gun down, bitch. Prima. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. E un zombie sus. Apropie-te încet, încet. Poate o prinde zombiul. Apropie-te încet, încet. Stay back! Don't do anything! Hai zombiul azi! Oh, I told you to stop, I told you! M-am omorât! Nu! Cosmin, m-am apropiat prea rapid. Da, ok. Păi asta că încercăm pur și simplu să stăm acolo, să vedem dacă vine zombiul până la urmă. Mă, Brenda. Ne-a dat omor, Brenda. Ia. Put the gun down, bitch. Nu, no, cred că e moarte instantă. Bă, faza e că pe măsură ce ne apropiem devine mai aproape de zombie, numai că... Uite-te în stânga și în dreapta, poate poți să-i ceva. Nu e nimic, că am uitat. Aici aproape de încet, încet. Bă, încet, încet am apropiat ultima oară și... Ar trebui să țip, să ce... În spate poți să dai? Nu. În dreapta, în stânga. Nu, dă-o tot în față. Don't do anything stupid. Acum, mă, acum! What happened, Brenda? Your family was obviously da, mă, asta trebuia să facem. How did it come to this? Just stop! Nă! Încă un pas! Încă un pra... Pra, s-a auzit, pas. Poate-i zboară creierii, Cosmin. Hai mă, un pas. Un pas mai fă. Mi-e frică, Cosmin, poate... Încă un pic. Oh! Hai mă, du-te un pic în... Oprul de a mișca. You don't have... N-ai coaiele să mă omori! Just stop!
Bun. Bun. Dar nu destul de bun. Acum avansează spre ea, până ține pistolul spre tine, după aia oprește-te. Știu, dar un pic de tot dacă mergi când ține pistolul spre tine. Easy! Da, știm copilul static. Nu! Lasă, bă, am murit instant. Nu știu dacă am murit, dar l-am pușcat instant. Tatica, să încercați să ne omorâți! Shut the fuck up! Da, și pe aia ați vrut să... Ok. Ok. Dacă să-i gata de... de luptă. Mamă, ce picioare mi-a dat bucată. Și ce vrea să fac cu gardul? A, să mă dea la gard. Trebuie să-mi... Nu, dă-i! Cosmin! Bă, dar nimeni nu ne-a... Cineva să facă ceva! Trebuie să fac shitter click pe Q, ești nebun. Cosmin? Amează-l. Mai repede. Nu pot mai repede. Da, fac. Ne-am bugat. Nu, că asta tot se duce într-o... Cred că ne-am bugat. Ia de drumul. Stai, mai țin puțin, că cine știe. Nu, vezi, se duce înapoi. Cred că să-i dăm drumul. Îți face drag din timp ce mai răspund pe eu. Parcă. Și parcă la început mi s-a părut că ne apropiem din ce în ce mai tare, dar acum... I-ai dat drumul? Nu, încă la păsă, îi dau drumul. Dai drumul. Ne-am dus pe Belix. A, uite. Vezi, se face mai... Dar nu putem să-i facem nimic. Da, nu, de drum. Da, nu, na. Acum, răspund așa la toți cu nervi. Poate așa a oprit. E să faci. Ideea era să-l lași Q. Sau poate pur și simplu trebuia să-l apeși așa destul timp până vine Lily. Dă-i și în stânga, și în dreapta. Dă-i din ambele părți să se ducă pe Belix. Mamă, Cosmin a luat o întorsătură, episodul ăsta Dita mai întorsătura. Și toți se uită la mine cum îl bat. Cum rup gura în el. Bă, că-ți pun mie, ia asta, mă. Da, da, stop. Uite de la tine, băltoacă. Da, da, eram cam chiomb. Asta. Ce facem, îl împingem la gard? Da, pe patul de moarte, cu așa, înainte să moartă, înainte să moară. Să... Căci că you ain't shit. Da, Cosmin, dan și mama. Dan și mama, mă, dan și mama. They're both dead. What did you do? What the fuck did you do? Don't you dare walk away from me, Lee! I'm not walk away. Get back here and finish this, Lee! Îl lăsăm sau... Cosmin, dăm walk away? Walk away. Bă, ce nu vreau acum să stau, să-l bat, să-l dau în gard. Înțeleg că ne-a făcut ce ne-a făcut, dar... Îi dăm sper. Poate vine după aia să ne omoare. Sperăm că nu. Hai, s-a stricat generatorul.
după. Cred că Lee oricum, ăsta, nu Lee, cum dracu cheamă, omul ăsta de la fermă oricum s-a dus. Nu era neapărat să-l omorâm noi. Bunic, maică-sa, care-i zombi, mamă, tu dai seama că să fie omorât chiar de maică-sa, dar zombi. Cam trist. Dar nu-l omorâm noi. Ne-am omorât pe ceilalți doi, de bine, fapt, aia a mâncat un zombi, pe unul l-am omorât. L-am omorât pe unul. Poate nu trebuia să-l omorâm. Nu trebuia, nu, că am dat eu la când am văzut repede că să-l omorâm, dar puteam, cred că puteam să dăm sper, dar ce la mai mult, lăsăm, la... măcar unul din trei să moară, măcar unul din trei să moară. Bă, dar Clementine, săraca, cred că am băgat-o în sperieți. Hey, Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. Ne-a cam salvat viața. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Bă, într-un fel îmi pare rău pentru ăștia, dar și-o cam meritau, Cosmin. Da. Yeah, they were. That is sick. God, just... Ugh. Clementine, she doesn't know, right? Vorbești de față cu ea, nu știu cum să zic. She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. Mamă, tu-ți dai seama acum că mă gândesc, poate-ți filmări așa cu... Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Ne uităm pe aia, sunt filmări așa cum fac ei măcele. Asta-i în viață. I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Ce o să vorbească? There's gonna be fallout. The fallout. Fallout adică că gen... A, că nu o să se mai înțeleagă, că se, s-ar putea să se spargă grupul. What do you think? You're no hero. Nimic, nu zic nimic. Toate erau camerele. Fine then, fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. Dar l-o omoră prea devreme. I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. Bine, mă, bine. Lăsăm de la noi. Atâta timp cât nu face nicio prostie. Lee, did you have to kill those men? Nu, dar am acționat la nervi, Clementine. I'm sure you have done that. I'm sure you saw that. Da. I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Da. Okay. Ai văzut, știi, Clementine, că ne-au închis într-o cameră ca să ne mănânce. Da, ești fetiță mare, înțelegi. Sounds like a car. Okay. Ar înțelege, Clementine, că am omorât că vreau să ne omoare ei prima oară. Ce sună? Ce zicem, hello? Da. Hello? Approach the car slowly, facem o poză. Bă, nu știu că tot să... Nu știu dacă e necesar să ne tot oprim așa. Măi, e... sau nu cineva? Ciudat. Oh crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Bă, din nou, suspect. Poate a fost așa lăsată de bandiți. Save all of us. Not all of us. Bă, dar vorba că ar merita să-i dăm așa mai puțin de mâncare. Come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. Boris, s-ar supăra dacă am luat așa jumătate. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned?
What if it is someone's? Cosmin, să o luăm sau să nu o luăm? Eu parcă n-aș lua. A doua variantă. A doua? Că gen, poate ne băgăm în ceva ce n-am fi vrut să ne băgăm. Da, da. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. We'll survive without it? Da. Gen, Chinese, poate ne băgăm în ceva în care nu vrem. Furăm de la bandiți și... asta ne trebuie. Okay, what have we got in here? Mare lucru. Mare lucru am rezolvat, cum spun că ăștia s-au dus să bage ce. Ți-am zis mie, nu mi se pare bine. Bă, nu știu ce să zic, e cam prea așa un car cu supplies. Mamă, și poate o recunoaște cineva după hoodie-ul ăla. Nu vrea. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Uite, asta aș fura din mașină. Here, you can. Îmi pare rău, mâncare ca mâncare, dar asta aș fura din mașină. You're not gonna let me live that down, are you? Asta nu e tot furt. Da, m-am dat doar niște baterii. Zic eu că sunt ăștia. Iarăși lui Clementine. Oh, nu ne arată. Măi. Aba da. Project Zomboid, ce e asta? Bă, arată fix ca în Project Zomboid, să-mi bat piciorul. Deci practic am tot fost filmați. De bandiți. Și ăia, cum ar fi ca ăia, Cosmin, ăia doi să fi fost trimiși de bandiți. Măi, ăia erau ăia? Ia aia, e măsa, e măsa. Ia asta! Da, vede aici la camera. Bine, vrea să fure copilul, că eu furat ăștia copilul. Da. Interesant, mamă, dar în episodul ăsta vă dita mai episodul. Ia stai. Time to move on. Screw it. Not like you ever listened to a damn word I said. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm. Ține minte că s-a salvat. Da. Starting to add up. I need to get to the coast. Deci că e mort copilul Duck. Și ne luăm, mă, deci ne luăm trenul cu bandiții. Mergem cu trenul? Da, mergem cu trenul. Tot așa, destul de average. Dar am fost pe partea majorității, în mare parte. Elkill, Larry... Bă, la cam toate astea e așa pe jumătate, adică choice-urile sunt făcute bine, să nu fie așa un choice evident mai bun decât celălalt. Survival, stole food from the car. Tot 50-50. Ok, deci ăsta a fost lume. Bă, Cosmin, chiar a fost un episod bun, dar s-au întâmplat multe chestii în acest episod. A murit tasul aia, am descoperit diary-ul, până la urmă diary-ul nu s-a dovedit a fi... ceea ce pare, bă, mie chiar mi-a plăcut acest episod. Da, un episod chiar bun. Un episod chiar bun. Lumea, eu sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. O să revenim, cel mai probabil,
Nu știu dacă peste o zi, peste o săptămână, peste o lună, sperăm că nu, sperăm că mai mult spre o săptămână decât peste o lună. O să revenim și cu episodul numărul 3. Asta a fost The Walking Dead, episodul numărul 2. Eu am fost Azlo, am fost aici alături de gameplay și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!